ați pregătit în această zi? Ca și în fiecare an, considerăm că este o întâlnire al comunităților din județul Sălaj și în această zi fiecare comunitate încearcă să fie prezent, fiecare localitate încearcă să facă un cort și să pregătească mâncărurile tradiționale care se pot realiza în aer liber și în aceste condiții. Am pregătit pentru astăzi un bograș tradițional din carne de porc proaspăt și afumat, carne de vită, cu cartofi și condimentele necesare pentru o mâncare gustoasă. Noi din Boghiș am pregătit un bograș tradițional chiar din localitatea Boghiș. Numai în Boghiș se face așa cum facem noi. Secretul chiar nu putem zice, dar putem zice că este în el carne de porc, cartofi, piper, boia, sare, cam atât. Restul nu pot să... Din partea primiriei Sărmășag, ca de fiecare dată, cu bograci. Mâncare de bograci. Apoi variem, ori cu cartofi, ori cu fasole. Deci astăzi am pregătit un boguiaș cu fasole. Carne bio de porc, ingrediente bio de legume din grădinile noastre, țăranilor, în mare cozonac de la firma European, pâine de casă, în mare așa. Pălincă, coniac de casă, tot ce trebuie, ce am putut, am adus de casă. Cum ți se pare acest eveniment? Foarte frumos! Mâncare din belșug, băutură din belșug, e super fain. E distractiv. Și mulțumim ungurilor că totuși au deschis o masă foarte mare, imensă, super de fain. În rest, le doresc multă sănătate, bucurie și fericire. E foarte plăcut, timpul e favorabil, multă lume, mult tineret, asta foarte mult contează. În ziua de astăzi, cam puțin copii sunt și mă bucur că văd atâta tineret aici.